Viața mea toată e de film, e de film, e de poveste. Și mă înfășoară cu tăcerea ta. Noapte, noapte clare cu sine. Bine ați venit în această seară la o sărbătoare a muzicii și poeziei. Dubla lansare a albumelor casei de discuri Eurostar din București, Noapte de vară, Camelia Florescu și Viața bate filmul Bela Andrassy. Precum și lansarea volumului Evadare din mine, semnat de Camelia Florescu, care a văzut lumina tiparului la editura Olympia din Galați. Când simt parfumul tău fluind în jurul meu, simt în făptura mea puterea de a zbura. Albumul Noapte de vară conține melodiile tinereții mele. Să te întreb ceva. Vreau să știu părerea ta. Iubirea e o stare sau un clișeu? Se pare? Totul e joc, dar nu-i foc fără fum nici de cum. E un mister de neînțeles. Nu încerca, nu are vreun sens să-l dezlegi. Sunt nescrise legi. Chiar dacă aș putea să ignor părerea ta, nu ține cu tine, tu știi când mi-este rău sau bine. Nu e joc, e mult foc între noi amândoi, e un mister de neînțeles, nu încerca, nu are vreun sens să-l dezlegi. Sunt nescrise multe legi. Unde dragoste nu e, nimic nu e. Iubiți cât sunteți tineri! Trofeul Poezia Melodiei Camelia Florescu, Liga Scriitorilor, președintele național al Jurințene. Să trăiești! Mulțumesc din suflet! Poate să trăiești la început de set. Bela Andrassy. Iubitor de frumos, îndrăgit de copii, obține și la festivalurile de creație a muzicii pentru copii Mamaia Copiilor 2021-2022, Volare 2020-2022, doar premii întâi. Maria Dan, o tânără tujancă, talentată, frumoasă ești, elevă la Școala Generală Alexandru Vaida Voievod și una din primele colaboratoare ale compozitorului Bela Andrassy. Unde soare, unde a plărit, cum și verii sunt de negăsit, ori papaici și-a o interpretă sensibilă și talentată din Deș, câștigătoare a numeroase și importante premii de interpretare la festivalurile de romanță. Doresc să spun că îi mulțumesc în primul rând bunului Dumnezeu că mi-a hărăzit ca în această viață să te întâlnesc, Camelia, și pe tine și pe compozitorul Bela Andrassy. Doi cocori, luna crescând, cu un braț de vise, noi
A doua melodie am ales-o dintre cele pe care mi le-a recomandat Camelia să fie din repertoriul ei pe muzica lui Bela Andrașii. Și am ales acest cântec sensibil, Ești în toate tu. Sunteți în toate voi în această seară. Multiplu premiată la concursurile de interpretare ale romanței din Zlatna, Botoșan, Chișinău, interpret și profesor de canto la propria sa școală de canto Nobles Media Art, Ionela Mardare Mirica. E grozavă Camelia, e grozav Bela și eu sunt recunoscătoare pentru că au ajuns în viața mea sau eu în viața lor. Râmul ăsta e un simptom negreșit. Eu sunt genul aiurit. Lumea mă știe de mult, nu vreau de nimeni să ascult. Când și dansez ram-pam-pam, sunt cam rebelă și am stilul meu. Dau cât în cerul meu, viața mea e mereu așa. Când mi-a propus Camelia să cânt și eu la această lansare, zic, mamă, dar vreau și eu să cânt cu tine. Hai să ne gândim la o piesă și am ales una frumoasă și grea și intensă. Când mesaj frumos. Da, să așa, da. Piesele de astăzi pe care vi le voi cânta, desigur, scrise de Bela Andra și textul meu, o să vă dați seama cât de mult mă reprezintă, pentru că se numește Nu pot să tac. De la început până la sfârșit. Atunci când am scris versurile, nu-l cunoșteam pe Bela Andrașii, nu-l cunoșteam personal, n-aveam această relație frumoasă și totuși după luni de zile mi-a sunat așa că textul ăsta l-ai scris pentru mine. Nu e așa, e răspunsul scurt, răspunsul lung e mai detaliat, doamnelor și domnilor. De la început până la sfârșit. Doamnelor și domnilor, Sorin Lupu este invitatul de onoare în această seară.
anul trecut am cunoscut la Târgoviște doi oameni frumoși, pe Bela Andrășii și pe Camelia Florescu. Chiar dacă ne-am întâlnit până acum de 5 ori, 4-5 ori, am impresia că îi cunosc de 10 de ani. Întrebarea și mi-am pus întrebarea de multe ori dacă se vorbește despre îngeri, unde sunt îngerii? Acum câțiva ani am ajuns la concluzia că îngerii sunt printre noi, sunt creatorii de frumos. Sunt scriitorii, sunt compozitorii, sunt dansatorii, probabil și interpreții. De unde ar putea să vină inspirația de a scrie o poezie frumoasă, de a compune un 2-3 note, de a executa o mișcare cu o grație, dacă nu, sau inclusiv și de a picta un tablou, dacă nu de la Dumnezeu. Ei sunt îngerii. Îngerii sunt printre noi. Yeah.